Bună ziua, iubiți prieteni! Am hotărât să fac această înregistrare, transmisiune în direct spontană, pentru a vorbi despre un subiect neglijat, și anume importanța masticației. Nu am anunțat această transmisiune în direct, dar o să mă găsiți, cei care trebuie să mă găsiți, și cei care nu mă găsiți acum. O să mă găsiți ulterior, dacă trebuie să mă găsiți. Vreau neapărat să vorbesc despre importanța masticației. Chiar astăzi am avut o discuție pe această temă și mi-am dat seama că este un subiect important, mai ales având în vedere că am abuzat de mâncare în aceste ultime 2 luni. Foarte mulți copii s-au îngrășat, foarte mulți adulți s-au îngrășat și nu la fel ar fi fost situația dacă am fi mestecat. Te îmbrățișez, Viorica și Gabriela, și mă bucur că urmăriți. Am informație practică astăzi. Este foarte, foarte important să mestecăm, pentru că atunci când mestecăm de multe ori, cel puțin până când mâncarea solidă devine lichidă, ne săturăm mai repede și mâncăm mai puțin. Însă, haideți să începem cu începutul. Bună seara tuturor! Acum transmit de pe telefon, deci văd și comentariile și vă pot răspunde. Să începem cu începutul. În primul rând, când ne așezăm la masă, tindem să mâncăm mult, mai ales dacă suntem înfometați. Și tindem să mâncăm inconștient. Niciodată, niciodată nu ne așezăm la masă, indiferent cât ne e de foame, dacă suntem supărați sau enervați. Obligatoriu, 10-15 minute ne întindem în poziția Alexander, pe care am postat-o acum câteva zile, și ne gândim la cea mai frumoasă amintire din viața noastră. La bună seara din Portugalia. Ce fructe bune aveți acolo. Și ne gândim la cea mai frumoasă amintire din viața noastră sau la lucrul care ne face să ne simțim mândri de noi. Acel lucru cel mai important. Ne liniștim. Retrăim acele amintiri frumoase cu ochii închiși. După ce ne-am liniștit, ne așezăm la masă. Același lucru facem și când gătim. Nu gătim niciodată când suntem supărate sau enervate. În momentul în care ne așezăm la masă, ca să nu ne repezim asupra mâncării și să o inhalăm, primul lucru, respirăm. Respirăm adânc. Apoi, al doilea lucru, privim mâncarea. Suntem atenți. Ce e în farfuria noastră, cum arată, ce culoare are și încercăm să ne imaginăm cum a ajuns în farfuria noastră. Sunt persoane care nu au răbdare să se roage sau consideră, nu știu, rugăciunea un obicei perimat sau n-au inspirația să se roage sau spun că nu știu să se roage. Rugăciunea înaintea mesei, pe lângă transmiterea unei energii pozitive care armonizează mâncarea, are și rolul de a liniști vrăjmașul, de a ne pune o piedică înainte ca noi să ne aruncăm precum vulturii asupra mâncării. Bună seara din Valencia! Vă mulțumesc frumos pentru atenție! Atâta lume din... Mulțumesc! Așa, deci, dacă nu ne putem ruga, măcar să ne imaginăm cum a ajuns acea mâncare în farfuria noastră. Cum au muncit oamenii să planteze, să culeagă, cei care au transportat mâncarea respectivă, cum a ajuns la noi. Și transmiteți atât, un gând de recunoștință, un simplu mulțumesc
pentru toate mâinile truditoare care au făcut ca acea mâncare să ajungă în farfuria noastră. Un simplu mulțumesc pentru pământul care le-a hrănit. Un simplu mulțumesc pentru soarele care le-a umplut de lumină, de biofotoni. După ce facem acest lucru, ne apucăm să mâncăm. Când mâncăm, vă rog frumos, ca să nu mâncați repede, primul trick este duceți la gură și lăsați furculița jos din mână sau lingura jos din mână. Nu duceți la gură și în timp ce mestecați, aveți grijă să umpleți din nou lingura sau furculița, pentru că atunci nu mai sunteți atenți de câte ori mestecați. Duceți la gură, ați umplut gura, lăsați lingura sau furculița jos și mestecați. Mestecați, mestecați. Nu, poate nu reușiți să faceți acest lucru la toate mesele, dar măcar una pe zi să vă alegeți la care să practicați acest lucru. Atenție mamele cu copii mici sau la diversificare pe care îi hrăniți voi sau bonele sau bunicile. Nu așteptați cu lingurița plină la gura copilului ca acesta să termine ce are în gură și abia să reușiți să abia așteptați să-i umpleți din nou gura. Îi faceți un deserviciu pentru tot restul vieții. La fel va mânca și el. Abia va aștepta să termine ce are în gură ca să ia următoarea îmbucătură. Aproape nu va mai mesteca. Uitați-vă în jur câte persoane mestecă mâncarea. Este tragic, absolut tragic. Și spun acest lucru cu cea mai mare responsabilitate. Oamenii aproape inhalează mâncarea, nu o mai mestecă. Și mai îngrijorător este că copiii fac același lucru. Nici măcar de 10 ori nu mestecă o îmbucătură. Nu stați cu lingurița plină la gura copilului. I-ați dat în gură, lăsați lingurița jos, dați-vă cu mâna cealaltă, cu stânga peste dreapta, dați-vă și cu stângul în dreptul și așteptați să termine copilul. Și când a terminat, îi dați. Și dacă nu mai vrea, nu-i mai dați. Respectați. Salutări din Scandinavia! Salutări! De la margine de Wienerwald. Bun. Deci, ați exersăm cu toți? Vă rog. Copiii mei au mestecat foarte bine. Până când au intrat la școală și acolo au văzut că ceilalți copii, mai ales cei mari, mănâncă foarte repede. Și au crezut că e un semn că ai crescut și că ești mai șmecher. Și acum așa i-am reînvățat. Duci la gură, lași furculița jos. Duci la gură, lași lingura jos. E în regulă. Pentru că altfel aș fi stat cu gura pe ei. Iar a fi ciocănitoare la masă este un lucru la fel de nociv cu a amesteca puțin. Deci nu batem copiii la masă, nu le dăm salată de cuvinte, le dăm salată de legume. Așa. Deci, dacă vreți să învățați pe copii să mestece încet, în primul rând mestecați voi, lăsați jos lingurița și furculița și învățați copiii să facă la fel. Bun. Orice învăț are și dezvăț. Mi-a spus un psiholog odată că o regulă pentru a fi însușită trebuie să fie auzită și să fie practicată de peste 300 de ori. Deci, răbdare, răbdare, răbdare cu noi, cu copiii noștri și cu cei pe care vrem să-i ajutăm. Dacă vă este greu să vă concentrați asupra masticației, puteți să faceți un exercițiu și mai greu. Să încercați măcar o masă pe zi să mâncați cu stânga în loc de dreapta, dacă mâna dominantă este dreapta. Iar dacă mâna dominantă este stânga, să mâncați cu dreapta.
Pentru că în acest fel veți ieși din rutină și veți fi mult mai atenți ce faceți. Sunteți atenți cum duceți lingura și furculița la gură și sunteți atenți, dintr-o dată deveniți atenți cum mestecați, da? Pentru că, de fapt, mestecăm puțin, nu cum mi-a scris o doamnă mai devreme, mulțumesc pentru toate comentariile. Oh, și Norvegia! E frig? Așa? Nu pentru că suntem stresați. Nu, vă rog, renunțați la această scuză. Cu toții suntem stresați. Dar este o scuză care ne bagă în mormânt. Nu putem să ne ascundem în spatele ei pentru restul vieții. Noi suntem oameni. Ne deosebim de animale prin faptul că ne putem controla. Așadar, o dată pe zi ne antrenăm să mestecăm. Vă asigur, degeaba mâncați cea mai bună mâncare dacă nu e bine mestecată, pentru că stomacul nu are dinți, nu poate face treaba dinților și nu veți absorbi bunătate de nutrienți în aceeași măsură, 10 grade în Norvegia. Mă scuzați, fac și întrerupere acum. Da, și aici la noi în Austria au fost 11 până azi. Azi e mai cald și iată, am prins curaj, m-am dezmorțit și fac o transmisiune live. Așa, deci spuneam apropo de masticație că degeaba dăm nutrienți buni, pentru că dacă nu sunt bine mestecate alimentele, nu se absorb în proporție atât de mare ca atunci când sunt bine mestecate. Bun. Riscul când facem transmisiuni live este să fie și sorcoveli în direct, dar suntem înțelegători cu fiecare ființă a divinului, pentru că nimeni nu poate vărsa o travă înainte să se otrăvească pe el însuși. Bun. Haideți să ne întoarcem la lucruri frumoase. Chiar m-am gândit zilele trecute, fac o mică paranteză, că foarte mulți dintre noi suntem atinși, deranjați, marcați de poate comentarii mai puțin binevoitoare sau de cuvinte mai puțin delicate și elegante și tindem să răspundem acestor persoane sau să facem postări justificative în fața acestor persoane, care de fapt reprezintă o minoritate, nici măcar 1%. Și acest lucru mi-am dat seama, îi dezonorează pe toți oamenii minunați care își jertfesc din timpul lor să asculte, își dăruiesc din atenția și energia lor să asculte și să primească ceea ce avem de transmis. Așadar, pentru toți cei care au aterizat și urmăresc, am pregătit astăzi, ca să vă încurajez, ca de obicei, o poveste despre masticație. De data asta este o poveste adevărată. De fapt, am mai avut și alte povești adevărate, dar astăzi am ales o poveste adevărată dintr-o carte pe care mulți poate o cunosc, poate mulți nu, care nu se mai găsește din păcate, se numește Nutriția omului, act sacru. Și este scrisă de Radu Ilie Mânecuță. Autorul povestește în cartea lui, folosește, de fapt, citează, o poveste scrisă de Lino Stancici, autorul unei alte cărți care se numește You Are How You Eat, adică ești așa după cum mănânci. Așa cum mănânci, așa ești și tu. Mănânci repede, ești repezit. Și procesezi informația repede, dar nu neapărat eficient. Ați văzut că foarte multă lume citește mesaje și înțelege foarte puțin din ce a citit, pentru că nu citești atent. Haideți să vedem povestea care o să vă ajute foarte, foarte mult, mai ales când o să vă amintiți să mestecați bine. În 1943, în timpul celui de-al doilea război mondial, tatăl meu
Antonio Stancici, autorul povestește, da? Fusese luat prizonier de nemți în Grecia și dus într-un lagăr în Germania. Lagărul era în legătură cu o uzină pentru care prizonierii trebuiau să muncească din greu. Vremea iarna era rece. Barăcile erau neîncălzite, îmbrăcămintea era necorespunzătoare, iar mâncarea era sub standarde. Tatăl meu mi-a zis, eram înfrigurat aproape tot timpul și înfometat tot timpul. Dimineața, tatăl meu primea o ceașcă de cafea de cicoare și o felie de pâine. La prânz și seara, îi se dădea un castron cu supă. Supa era făcută din cartofi, câteva legume, câteva grăunțe sau mazăre și foarte rar o bucățică de carne. Am văzut un comentariu care spune că plac florile din vaza mea. Mulțumesc, e rapiță, mi-a cules-o Pavel, băiețelul meu mai mare. A fost ziua mamei aici și am primit rapiță. Bun, ne întoarcem la poveste. Oamenii mureau zilnic de inaniție, deci de foame. În acest lagăr de concentrare, oamenii mureau de foame. În timpul lunilor de iarnă reci, numărul morților ca urmare a expunerii la frig creștea considerabil. Viața în lagăr era o permanentă sursă de o permanentă luptă de supraviețuire. Atunci tatăl meu, și aici intervine atenție, atunci tatăl meu a făcut o descoperire care i-a salvat viața. Poveste reală. Când îi era sete, ținea apa în gură în mod instinctiv și o mesteca până se încălzea înainte de a o înghiți. O mesteca de regulă de 10 la 15 ori. Într-o zi, când apa era foarte rece, el a mestecat-o de 50 de ori. În afară de faptul că îi potolea setea, apa părea să-i dea energie. La început a crezut că este a imaginația lui, dar după mai multe experimentări a tras concluzia că, într-adevăr, mestecatul apei de 50 de ori sau mai mult îi dădea mai multă energie și a rămas uimit. Cum putea apa rece să-i dea energie? 40 de ani mai târziu, acest mister a fost lămurit. Tatăl meu a început un experiment. La început, mesteca numai de 50 de ori o înghițitură de mâncare, apoi de 75 de ori, apoi de 100 de ori, de 150, de 200 și chiar de până la 300 de ori. El mi-a spus că numărul magic de mestecături era de 150 de ori și că de la acest număr în sus, oricât s-ar fi continuat, energia mâncării nu mai înregistra vreo creștere. Adesea era prea puțin timp pentru mestecat în lagăr. Dimineața masa dura o jumătate de oră, la prânz masa era o oră, dar cina era oricât de lungă doreau deținuții. Tehnica pe care a dezvoltat-o tatăl meu era simplă. Lua în gură câte o lingură de lichid sau de solid și număra mestecatul fiecărei înghițituri. El a împărtășit descoperirea sa prietenilor săi, dar majoritatea îi spuneau, hai de aici, ce ai în cap? Prietenii săi credeau că mestecatul de la 10 la 20 de ori era suficient, dar doi dintre ei se alăturară tatălui meu aplicându-i procedeul, făcând schimb de informații. Toți au tras concluzia că această tehnică dă mai multă energie. Ei s-au simțit mai puțin înfometați și mai puțin înfrigurați. După 2 ani de lagăr, în 1945, atenție, aici e concluzia. Prizonierii au fost eliberați de către armata americană. Câteva luni mai târziu, tatăl meu se afla acasă, în Iugoslavia. Era scheletic, dar sănătos. Din echipa sa de 32 de oameni, câți fuseseră în lagărul menționat, numai 3 au supraviețuit. Aceștia erau tatăl meu și cei 2 prieteni care practicaseră mestecatul. Am pielea de găină. Și povestea se încheie în curând. Un an mai târziu, cu ocazia unui picnic cu familia tatălui meu,
mi-a împărtășit experiența lui din lagărul de prizonieri. El atribuia toată supraviețuirea sa tehnicii mestecatului. Și-a încheiat povestea spunându-mi: băiete, dacă vreodată ești slăbit, înfrigurat sau bolnav, mestecă fiecare înghițitură de 150 de ori sau mai mult. Bineînțeles că fiul, ca orice copil, nu? Cine n-a fost copil și nu este în continuare, a considerat că tatăl exagerează, nu? Așa ne raportăm în general la cele mai multe dintre sfaturile părinților. Și a considerat că tatăl exagerează și nu l-a luat foarte tare în siguranță. Dar viața nu încetează să echilibreze balanța, niciodată. De asta nu ne temem nici de comentariile otrăvite, pentru că viața echilibrează balanța. Și autorul care a povestit experiența tatălui, ce credeți? După câțiva ani de la această întâmplare, se hotărăște să emigreze în America. Bineînțeles, să treacă granița ilegal. Și este prins și întemnițat. Și care credeți că a fost tehnica lui de supraviețuire? Aceeași. Iubiții mei, este foarte, foarte important să mestecăm. Noi nu suntem în lagăr. Știu că trăim aproape ca în lagăr. Avem mai puțin timp pentru mâncare, dar decât să mâncați pe grabă, mai bine nu mâncați. De post n-a murit nimeni, cu atât mai puțin de post negru. Din contră, s-a luat premiul Nobel pentru valoarea terapeutică a postului negru. Deci, când vă așezați la masă, priviți mâncarea, mulțumiți celor, tuturor celor care au urzit ca această mâncare să fie pe masa noastră, după ce ați dus la gură, lăsați tacâmul jos și mestecați măcar de 30 de ori, măcar o dată pe zi. Și să nu vă pese de nimic. Vă creați timp pentru acest exercițiu, pentru că este timp pentru sănătatea voastră. Trăim constrânși, da, scrie cineva, trăim într-un sistem categoric, dar putem fenta sistemul și putem să creăm timp pentru sănătatea noastră. Este foarte important să mestecăm. Tot un medic nipon, am văzut că am primit și salutări din Japonia, mulțumesc frumos, sunt foarte mișcată de puterea internetului de a ne aduce împreună. Am spus și cu altă ocazie că există un medic japonez, de fapt o grupă de medici, care au demonstrat, simplific acum, există un studiu științific făcut de ei, lucrau în special cu obezi și au demonstrat că nu este nevoie de nicio dietă atâta timp cât persoana respectivă mestecă de cel puțin 40 de ori mâncarea. Vreau să vă mai spun ceva. În momentul în care mestecăm de atât de multe ori, se întâmplă trei lucruri, dintre care unul este decisiv. Când mestecăm de multe ori, mărunțim mâncarea și ușurăm sarcina stomacului, care spuneam nu are dinți, deci îmbunătățim absorpția. În al doilea rând, amestecăm mâncarea cu salivă. Saliva are în ea o enzimă care ajută la digestie și mai bine. În al treilea rând, anunțăm toate organele implicate în digestie că vine un transport să se pregătească. Vă place când vin musafirii pe nepusă masă și vă prind în pijamale? Nu,
Ne place tuturor să fim pregătiți și să dăm bine. Trebuie să recunoaștem. Da? Ne place mai mult să dăm bine decât să dăm rău. Mulțumesc, Irlanda. Salutări din Irlanda. Așa. Deci, când mestecăm bine, organele noastre primesc prin intermediul creierului un mesaj. Vine un transport. E grăsime, pregătește-te ficat, pregătește-te colecist, sunt carbohidrați, zaharul, pregătește-te pancreas, pregătește-te stomac, sunt proteine. Deci, fiecare organ are timp să se pregătească și se simte bine. Și spuneam că este al treilea lucru care e decisiv. Dacă mestecăm suficient mâncarea, e posibil să ne dăm seama că nu vrem să o mai înghițim. Să nu ne placă. Am testat acest lucru cu persoane cu care am bucuria să lucrez. Care au mestecat lucruri care considerau că le plac să le mănânce și n-au mai putut să le înghită. Deci, și făcând acest lucru mestecatul bine și îmbunătățind digestia și îmbunătățind absorpția, ne săturăm mai repede și mâncăm mai puțin. Și slăbim, cei care dorim să slăbim. Și nu în ultimul rând, ne onorăm. Cu copiii merge mai greu. Vă rog frumos! Știu că cu copiii merge mai greu, dar pentru că cu adulții merge mai greu. Eu sunt ceva mai nemiloasă și mulți mă consideră lipsită de politețe. Putem să avem scuze sau putem să avem rezultate. Pe amândouă în același timp nu le putem avea. Am spus pentru copii ce putem face mai devreme. În primul rând, când vrem să îndreptăm copiii, trebuie să punem în ordine modelele după care ei se iau, pe noi. Dacă noi stăm la masă, ducem la gură, lăsăm jos furculița sau lingura, mestecăm fără să ne pese cât de repede mănâncă ceilalți și care ne întreabă ce stai și te gândești atât când mănânci, copilul nostru va vedea și la un moment dat va face. În niciun caz la masă nu-l batem la cap. Mestecă, mestecă, mestecă mai mult. Nu te grăbi, mestecă mai mult. Acelui copil îi blocăm digestia pur și simplu. Îi producem hormon de, îl facem să producă corpului hormon de stres și îi blocăm digestia. Așadar, vă asigur că nu este mai ușor cu adulții decât cu copiii. Din contră, da? Putem să reformulăm ceea ce ați spus, că este mai greu cu copiii. Le este mai greu adulților cu copiii, pentru că copiii nu pot fi manipulați atât de ușor cât credem noi. Copiii nu înghit sfaturi de la persoane care nu fac ceea ce predică. Vă rog frumos, doamnele, îmi scrie cineva, așa e soțul meu, mănâncă foarte repede. Majoritatea dintre noi mâncăm foarte repede și mestecăm insuficient. Vă rog frumos, doamnele, nu vă transformați în coach de nutriție. Acum, nu bateți soțul la cap. Mestecă mai mult, mestecă... Nu, puteți să faceți dumneavoastră acest lucru și dacă soțul dorește să se alăture, foarte bine. Dacă nu, îi puteți pune la dispoziție un articol, o carte, o filmare, dacă dorește, bine, dacă nu, nu. Trebuie să respectăm alegerile fiecăruia și să nu uităm nicio clipă că binele făcut cu forța este ca răul făcut cu frumosul. Cum se beau băuturile alcoolice sau cafeaua? În primul rând, mulțumesc pentru întrebare, mi-am dat seama că nu am atins subiectul lichidelor. Lichidele se mestecă la fel ca solidele. Dacă mâncăm supă, nu o înghițim, o mestecăm de câteva ori, la fel și ciorbița, la fel și sucul de fructe. După sucurile de fructe, întotdeauna clătim gura, nu spălăm cu pastă și periuță, nu, da, deci nu speriem dinții, ci clătim gura cu apă. Nu uităm să clătim gura cu apă. Băuturile alcoolice și cafeaua, nu sunt sigură dacă întrebarea dumneavoastră are o agendă sau este o bășcălie, pentru că nu încurajez bășcălia.
a fost destul promovată ca politică de stat de anumiți conducători ai României, cât să-mi provoace greață. Dar, dacă doriți să beți băuturi alcoolice, le puteți mesteca și vedea ce efect au. Și la fel și cafeaua. Cafeaua este un excitant inutil pentru suprarenalele terminate ale omului modern. Și nu am ce comentariu să fac raportat la băuturi alcoolice și cafea. Am făcut la băuturi. Bun. Și cu asta, basta. Timpul tuturor este prețios, îl respect. De asemenea, energia noastră poate să fie concentrată doar o anumită perioadă de timp. Respect și acest lucru. Vă mulțumesc. Mă bucur. Sunt recunoscătoare că am reușit să ajung la aproape 600 de oameni, iată, în câteva minute. Și am mai învățat ceva, că temele spontane sunt cele mai de succes, mai mult decât transmisiuni live aranjate, para-aranjate și care eșuează. Mulțumesc tuturor, ne revedem cu drag atunci când e să fie. Mestecați, mestecați, mestecați. Dar nu vă gândiți prea mult la mine, că o să mă vedeți bătându-vă la cap. La revedere!